Întâlnire pe final de an cu ministrul educației. Toți inspectorii generali școlari din țară au fost convocați de Remus Pricopie la București pentru a discuta despre anul școlar 2014. Ion Ișvan, șeful învățământului Gorjan, a precizat că profesorilor care fac naveta li se vor deconta banii. În ce condiții, ne explică Ion Ișvan. În 2014, în legea bugetului, sunt prinse sume pentru naveta profesorilor. Deci, ministerul, guvernul va plăti naveta profesorilor de acasă la școală și de la școală acasă. Numai că această navetă va fi plătită după modelul navetei de la elevii de liceu. Adică, practic, în funcție de numărul de kilometri, ministerul va suporta o parte din costul navetei. În urma aprobării bugetului pe anul 2014, educația va primi 4% din PIB. Noutăți și în privința microbuzelor școlare, licitația pentru achiziționarea acestora a fost ținută urmând ca anul viitor toate județele din țară să primească un anumit număr. La Gorj s-au solicitat 15 microbuze. Ni s-a spus că licitația la microbuze, deci pentru microbuzele școlare, este undeva pe final, au fost câteva contestații depuse la acea licitație, dar că s-au demarat procedurile pentru cumpărarea de microbuze și în 2014. Ministrul Educației Remus Pricopie vine cu vești și în privința sporurilor profesorilor. De anul viitor se va elabora un regulament pentru ca profesorii să primească sporuri în funcție de munca pe care o depun.